Salut! Astăzi învățăm acordul de Do diez minor 6. Acordul de Do diez minor 6 are pe lângă notele Do diez, Mi și Sol diez, sexta, adică nota La diez. Pentru a putea cânta acest acord, avem nevoie să punem degetul 3 în poziția a 4-a, coarda 5-a, degetul 1, poziția a 4-a, poziția a 2-a, coarda 4-a, degetul 2, spațiul 3, coarda a 3-a și degetul 4, poziția a 4-a, coarda a 2-a. Ciupim doar de la coarda a 5-a până la coarda a 2-a. O altă variantă este dacă punem bare în poziția a 4-a, degetul 3 în poziția a 6-a, degetul 2 în poziția a 2-a pe coarda a 2-a și la diezul luăm în vârf cu degetul 4 în poziția a 6-a. Ciupim de la coarda a 5-a în jos. La fel ca la acordul de Do minor 6, degetul 3 trebuie să atingă coarda de desubt, aici, în așa fel încât aceasta să nu rezoneze. Deci, practic, coarda aceasta a 3-a este mută. Bun, și mai avem o posibilitate cu degetul 1 în bare, tocmai sus în poziția a 9-a, degetele 2 și 3 în poziția 11 și degetul 4 pe coarda a 2-a, tot în poziția a 11-a. Este un acord mai dificil de luat, trebuie să vă încapă mâna destul de bine acolo și să aveți stabilitate pe degete. Do diez minor 6.